Bună! Astăzi pregătim rulouri de pui cu bacon și brânză cheddar și o garnitură de dovleac la cuptor. Pentru început, o să aromatizăm dovleacul pe care eu l-am tăiat deja în cuburi aproximativ de aceeași măsură. Punem sare, pe măsură ce o să învârtim o să mai punem puțină sare, piper, ulei de măsline aromatizat cu salvie și rozmarin și usturoi, câțiva căței de usturoi, salvie, foi de dafin am pus, rozmarin. Rozmarinul este deja uscat, așa că se va rupe. Amestecăm bine, în așa fel încât uleiul și aromele să se îmbine bine. După care mergem la cuptor la 160 de grame, 160 de grade, circa 30 de minute. Acum o să pregătim rulourile noastre de pui. Eu am pregătit deja 3 înainte. Acum o să vă arăt și vouă cum procedăm. Avem nevoie de 3 felii de bacon pentru fiecare rulou. Le așezăm primele în acest fel. Okay. Puiul. Avem practic pulpițe de pui dezosate pe care punem salvie. Brânzică cheddar și rotim. Îl sigilăm. Și procedăm cu următorul, nu înainte de a ne spăla neapărat pe mâini, pentru că am pus mâna pe pui, se știe. Pentru început am pus toate 5 rulourile noastre într-o tigaie cu 2 căței de usturoi zdrobiți, un pic de rozmarin, salvie, și vom pune puțin ulei aromatizat în care le vom sigila. După ce le sigilăm un pic, stropim cu vin alb și la final le punem într-o tăviță și direct la cuptor la 180 de grade pentru 25 de minute circa. Stropim cu vin alb, sec sau demisec, și după ce se evaporă vinul, le băgăm la cuptor. Acestea sunt rulourile noastre de pui, cheddar, cașcaval cheddar și bacon și bineînțeles cu acest dovleac făcut la cuptor, foarte simplu, aromatizat cu usturoi. Haideți să vedem cum e. Mordând cordal. Eu știu deja, am mâncat. Foarte bun. Mai tăiem și rulourul celălalt, să-l vedeți cam cum se taie. Ia uitați-l. Vedem încă o dată consistența. Super! Se vede salvia. Salvia îi dă o aromă foarte plăcută. Merită să încercați. Eu până una alta de gust. Și e foarte suculent. Vă pup și vă doresc poftă bună!